am renunțat la speranța de a avea pe fratele meu vreodată viu. Am gândit că poate a reușit să fugă, se va întoarce. Speranța nu moare în om. Azi de suferință îți e frică și atunci de suferință ți-a fost. Și eu vă duc la minul meu de 10 ani și acum două zile încă mă întâlneam cu soțul meu și ziceam, așteaptă-mă. Mult timp n-am putut să aud șuierul locomotivelor, fiindcă mereu mi-aducea aminte cum veneau acolo transporturile. Mult timp și chiar nici astăzi nu pot să trec pe lângă un câine rup să nu trefnar. Vor veni. Și acum visez că părinții și-a dorit ca să-mi fac un strel de conștiință că n-am fost la ei de mult. S-ar trebui să mă duc să-i văd. Foarte multe nopți se întâmplă să mă întâlnesc cu mama, cu fratele. Suntem deja aproape unul de altul. Și când să ne atingem, ceva începe bine și nu de. De ce pot fi fără așa ceva? Că sunt ferați la topița. Și eu n-am fost de mult la ei să văd ceva. Wir haben die Schlacht am Midbar, jo umatcha elipni Hashem. It means, they sacrificed two animals. One animal's fate was to be sent out into the wilderness, and he should die there. That animal which was said to be destroyed, Yo'omat Chayelit Niyashem, we remain alive before God. Yes, I am regret that I didn't save my parents. Aveam dreptul o dată pe săptămână să vizităm bolnavii. Și m-am dus la mama să-l vizitez și eu. Și mergând spre ea, ea era afară. Și când m-a văzut, a fugit spre mine. Și militarul ăla sau cine, mama dracului, a crezut că vrea să să fugă. Și l-a împușcat în fața mea. Scuze.
Messiah, ti ogni speranza lo aggiungerà.